venit la noi. Cum o să decurgă ziua și cum va fi prezentarea dumneavoastră? Ori e ceva greu de explicat ce a fost în mintea mea să faci vorbire despre un personaj atât de cunoscut și de îndrăgit, dovadă că seara noastră este plină. Vă mulțumim că sunteți aici. Mi-a tulburat oarecum partea de introducere, pentru că atunci când v-am sunat să vă spun cum vor decurge lucrurile, a spus, fă cum crezi, că sunt sănătos la cap. Și asta m-a făcut pe mine să mă relaxez un pic și să fac această întâlnire să fie un moment de grație, un moment de suflet absolut. Totdeauna când am citit poezie din penitenciare sau când am filmat la Jilava, la Pitești, la Gherla, la Aiut, la Sighet, când am stat de vorbă cu foști deținuți politici, mă rog, ei sunt săraci până astăzi deținuți politici, întotdeauna am avut și o neliniște cumplită, dar și o liniște ieșită din comun. Am avut șansa de a cunoaște câțiva oameni de mare calitate dintre foștii deținuți politici, parte din oastea Domnului, parte din biserică, parte din politică, pur și simplu, oameni de mare, mare calitate, care, ca să parafrazez titlul de mâine, au iertat, dar n-au uitat neapărat, pentru că uitarea n-aduce iertare. Uitarea aduce o tembelizare tacită a oricărei iertări ulterioare și de aceea, cred că astfel de întâlniri sunt absolut obligatorii. Asta noapte târziu am terminat pregătirea pentru conferința de astăzi și dacă fac vreo prostie, vă rog frumos să mă semnalați, pentru că e prima dată după luni de zile în care am avut liniște să gândesc la un subiect atât de sensibil. E ca un fir de borangic, poezia religioasă a temnițelor. Mai cu seamă că în ultima vreme nu e așa dacă rostești numele lui Radu Gir, Nichifor Crainic sau altora riși să o pățești. O spun cu tot respectul, într-o casă de cultură construită peste o pușcărie înghițită de sare, e onoarea noastră de a fi avut concetățeni niște poeți de talia lor. Nu intrăm în dialoguri ideologice, nici nu e cazul. E bine doar să reținem că uneori poezia se ridică deasupra politicului și de cele mai multe ori poezia vindecă politicul din oameni. Apoi un alt aspect pe care l-am spus de zeci de ori și l-am spus studenților pe când predam, atât încât unul dintre colegii mei mai în vârstă a pus RI-ul pe urmele mele ca să vadă despre ce vorbesc la cursuri. Cred că e momentul să asumăm anumite texte și anumite poziții cu smerenie și cu dragoste. Eu cred foarte mult în pocăința oamenilor. Din tot ce am cunoscut în anii din urmă, toți cei care au trecut prin pușcărie, dincolo de verticalitate, dincolo de îndârjire câteodată, erau atinși de o mare pocăință, de o mare străluminare, uneori de-a dreptul mistică. Am cunoscut inclusiv mistici printre ei, părinți care s-au călugărit ca să-și poată răcori într-un fel sau altul sufletul din văpaia păcatului și din păcat, din durerea unui păcat care până la urmă chiar nu li s-a datorat. Am cunoscut oameni de mare rugăciune, oameni care au descoperit pe Hristos în temnițele comuniste, mai cu seamă, și oameni care l-au pierdut pe Hristos în temnițe, e drept și aceasta. Dar am în mintea mea povestea unui domn care se întorcea după 12 ani de Gherla și nu numai. De fapt, după 12 ani de îndelungă hăituire și a ajuns în orașul în care locuia de obicei, primul drum nu l-a făcut acasă să-și vadă soția și băiatul, ci s-a dus la biserică, s-a pus în genunchi înaintea preotului paroh, care avea și el oarecare coadă băgată acolo în declararea lui ca mistic. Preotul avea 3 feciori și fusese clar amenințat că cei 3 copii sunt dați afară din facultate și asupra lui au loc urmări și îl lasase pe respectivul om la secția mistici. Dintr-o dată întors acasă, omul s-a dus la el la biserică înainte de începerea dumnezeiești liturghii cu haine reponosite după 12 ani de pușcărie. A bătut o metanie adâncă și a zis, Părinte, să mulțumesc. Dacă n-aș fi trecut prin pușcărie, n-aș fi rămas ortodox niciodată. Șocul preotului, care a rămas foarte bun prieten ulterior cu fostul deținut politic
a și slujit la mormântarea lui, a și predicat la mormântarea lui, alături de fratele Traian Dors, pentru că cel arestat și scăpat era unul dintre cei de la oastea Domnului. Dar imaginea aceasta, un om care îi mulțumește celui care într-un fel sau altul îl gherlise, cum ziceau bătrânii, mi se pare cea mai impresionantă icoană pe care am putut să o urmăresc. E drept că după aceea, respectivul om, timp de aproape 6 ani, n-a mai putut lucra nicăieri, păzea noaptea, din milă oștească un șantier, arzând bucăți de lemn nefolositor pentru a-și face un pic de foc, dar a biruit. A biruit în nepoții și în strănepoții lui. Noi astăzi suntem, de fapt, biruitori pentru că ei n-au cedat. În timpul filmărilor din de acum câteva luni am reușit să luăm imagini de la capătul lacului, acolo unde bănuim noi, după descrieri, că au fost locurile în care erau încarcerați și celelalte toate. Vreau să spun în României întregi că suferința de aici a fost atât de mare, încât nici pământul n-a putut să înghită fără apă locuința morții de la ordinele mari. De poezie religioasă, Bucură-te cântec viu, realizată de o doamnă profesoară Carmen Bulzan, împreună cu Părintele Suciu, cuvânt înainte de Sever Negrescu Negrești, a apărut la editura Cult, de la Turnul Severin. N-ai zice că la Turnul Severin poate fi așa ceva, dar citind istoria Turnului Severin, nu înțelege că se poate. E un volum cu foarte multe poezii de valoare. E drept că aici este Iulia Hajdeu pusă lângă Eminescu și lângă, știu eu, cine vrem noi, Vasile, lângă Radu Gil sau Vasile Militaru, sau lângă alți poeți creștini. Asta înseamnă în sensul că poezia religioasă este mult mai amplă decât pare la prima vedere. În fond, poezie religioasă înseamnă să rostești adevărul când toți ceilalți mint. Dacă rostești un adevăr, uneori dureros pentru o națiune întreagă, înseamnă că ți-ai făcut datoria față de Dumnezeu. Nu văd nicio diferență între poezia lui Petru Stoica, poemul renumit O furnică trecând de păsătoare pe tăișul unei securi, și un poem în care elogiem purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru toată firea din cosmosul întreg. Trebuie să vă spun că în sine poezia religioasă nu este specifică creștinismului, așa cum repet, cred că o știm. Și că anterior apariției creștinismului au fost sute de pagini de poezie religioasă de mare calitate. Îndrăznesc să spun că Iliada nu e chiar creștină, dar are foarte mult adevăr întrânsa și foarte multă prozodie care apropie ulterior de imnografia creștină. Așa cum, de exemplu, Sfântul Grigorie de Nazianz, renumit imnograf al bisericii, în ciuda faptului că a scris niște versuri excepționale, a fost admis în cultul bisericii doar cu două tropare și un condac. Adică selecția bisericii a fost mult mai dură decât pare la prima vedere, oricum mai serioasă decât jurul de la premiul de la Botoșani, în care dacă povestești cu speli, ciorapii și arunci în borcanul murdar, ești campion național. Dacă mai și faci două cuvinte vulgare și un pic de sexualitate, ești vecin cu nobonul. S-au astupat beciurile instituțiilor românești de cultură cu atâta hârțogorie transpirată în alte limbi, în încercarea de a ne impune un nume sau alt nume în istoriografia nobelului, când de fapt adevăratele ratări le-am avut în Blaga, le-am avut în Nichita Stănescu, dar ne e rușine să vorbim, pentru că așa ca întotdeauna românii românilor și-au făcut mazilirea. Citeam săptămâna trecută într-o monografie despre Lucian Blaga, atunci când a fost propus pentru premiul Nobel, cum s-au deplasat departe, nord, dincolo de linia orizontului, reprezentanți ai Uniunii Scriitorilor din România, domnul Jebelean, în frunte cu dumnealui, ca să-i lămurească pe aia ce anti-românie, de fapt, și ce pro-fascist era Blaga. Blaga. Pro-fascist. Adică suntem într-o nebunie ideologiei și asta ne scutește de orice comentariu. Am ales în seara aceasta, că ne apropiem deja spre seară din punctul meu de vedere, câteva poeme care sper să vă facă plăcere și să vă aducă aminte, într-un fel sau altul, că nu suntem departe de momentul în care cei care au locuit în capătul cetății dumneavoastră s-au mutat către ceruri. Nu puteam să încep decât cu Vasile Militaru, cu o poezie mai puțin cunoscută a lui, se cheamă Imnul Neamului, și am să vi-l citesc din această a doua colecție, Poezi după Gratii. Vă recomand din toată inima, Dumnezeu să ierte pe cei care o comentează că nu-i bine făcută, e cea mai
corect alcătuită antologie de poezie religioasă după gratia românilor. Zice Vasile Militaru: veniți români din larga zare, mereu să fim uniți, mereu să făurim o țară mare, să placă și lui Dumnezeu. Și când spre noi veni voriară, vrăjmașii care vin și pierd, noi să fim trăsnet ce doboară, stejar cu fruntea până la cer, să știe cei ce pradă vor, că aici va fi mormântul lor. Că noi prin munți și văi mănoase pe care ar făcli de maci, avem comor de sfinte oase, avem strămoși romani și daci. Trăit am veacuri de robie, strămoșii ne-au fost trași pe roți, dar am păstrat a noastră glie și vom păstra în viață toți. Putem să zicem apel de la Buridava, nu? Atenție! O țară nu se construiește doar pentru poporul său, ci și pentru Dumnezeu care veghează la poporul său. Lecția locului e sinceră și e corectă. Dacă nu ne restaurăm bisericile, și slavă Domnului, ce restaurare de biserică are Ognele Marnale, nu au multe alte cetăți ale țării, și dacă nu ne recuperăm morții din morminte, suntem pierduți, pentru că pământul și cerul stau la oaltă în mâinile lui Dumnezeu. Întreg volumul este construit în ordine alfabetică. N-am să risc să fac asta. Am făcut o selecție de mă doare pe mine capul. Dar merită să vedeți la un moment dat în ce mod s-a descurcat limba română în temnițe și în ce mod ea corespunde și liniștii și neliniștii umane. Pot să vă spun la un moment dat că n-am știut până când am recitit poeziile acestea cât de multe rugăciuni, poezii cu numele de rugăciune sau de rugă s-au scris. Sunt 10. Am numărat vreo 17-20 la un moment dat, apoi nu le-am mai numărat. Între ele merită câteva amintite și cred că nici n-ar mai fi cazul să vă citesc neapărat cine, cum, când. Deși sunt poezii despre care uneori chiar nu cred că ați auzit. Vă dau un exemplu. Dragă, pe scurt, cum e ordinul, ce să scriu, ce să-ți spun? Fetița noastră a trecut într-a pata primară, are ochii ca ai tăi, tot așa triști. Cum e afară? E soare? E cer? E tutun? Aici stau de vorbă cu celula pendelete, o întreb de voi, o desmierd, apoi o zgârie, o mușcă, o blestem. Câteodată umbrele voastre pâlpie pe un perete și atunci curge aur în ea ca în staulul din Biflaim. Tot așa este noaptea și pe la voi, afundă ca curuba, cu luna ca un stârv spânzurat de o prăjină. De să mă duc la altă pușcărie cu duba, nu mă mai căutați în nemernica mea vizuină. Uită-mă tu, să mă uite fetița, așa e o sândă, te astupă cu piatră, te rupe de toate. Nu-l mai așteptați pe tăticul, a înghițit ogna flămânda. Mai am 11 ani și jumătate. E o poezie a lui Radu Gir. Și asta trebuie să uităm? Apoi, o alta din care pe mine m-a impresionat enorm de mult și care o să mă iertați. Selecțiile sunt pur subiective, vă dați seama. Eu sunt pop, nu când o citesc și nu. Deci zic și eu ce pot. Dar cred că unele dintre ele chiar merită citite. E bine să vă spun doar titlul și autorul. Dar la unele n-am să vă spun titlul, cum nu v-am spus-o nici la cea de-a din nou. Dar la aceasta, așa începe, așa îi zice. Azi noapte Iisus mi-a intrat în celulă, o, ce trist, ce înalt era Crist, luna a intrat după el în celulă și îl făcea mai înalt și mai trist. Mâinile lui păreau crim pe morminte, ochi adânci ca niște păduri, luna îl spoia cu argint pe veșminte, argintui pe mâini vechi spărturi. Argintându-i pe mâini vechi spărturi, m-a ridicat de sub pătura sură, Doamne, de unde, din ce veac? Iisus a dus lin un deget la gură și mi-a făcut semnul să tac. Poezia continuă la fel, o știți bine. Sunt convins că o știți bine. Observați câtă liniște în ciuda putreziciunii. Oare la argintul și aurul de pe veșmintele astea fac aluzie câte unii când se referă la biserica? Nu vor și sângele bisericii și răstignirea ei? Apoi, un alt poem pe care l-am aș fi vrut azi noapte să-l reînvăț pe de rost, și sigur îl știți, vi-l citesc cu minte, sunt, Doamne, copt pentru cules, nu că-mi simt anii grei recoltă, cât mi-este inima oboltă de crengi sub rodul tot mai des, sunt, Doamne, copt pentru cules. Câtă neliniște și câtă isihie să pot spune concomitent că ești și nu ești, că trăiești în întuneric și în lumină, că viața ta e dată pe de o parte cu argint
pe de altă parte cu scârna societății în care trăiești, e taina celor care au scris. Sau, în Nazaret e o primăvară dulce și zburdenea copilul de dulgher și prac se neacă naur și ungher oriunde el se râde sau se duce. Atingi un lemn și strop de juvaier, țâșnesc din ciotul pus să se usuce, aleargă în drum și ulița străluce ca noaptea în drumul robilor pe cer, se joacă în praf și colbul ca o iască, mustețe flori sub tălpile lui mici, a râs, caieții încep să gângurească și pietrele prin vierzi de lândunici, un pas și pomii în haină îngerească, merg după el cu pași de ucenici. Oamenii în temniță, mult mai liberi decât noi. Vedeau în întunericul clubelor ceea ce noi acum, la lumină, nu mai vedem de mult. Ne lăsându-ne noi așa impresionați de nimic altceva decât de beampeul forjând prin mijlocul cetății, Bogdane, nu e o aluzie la trabantul tău, nici nu ne mai impresionează decât dacă avem fast food-uri și mall-uri în care să ne trăim noi așa pe îndelete, burbuhăneala noastră socială. Nu ne mai ajută niciun cuvânt de liniște, ci doar cuvintele tari, dure, este foaie, o vară caniculară, 37 de grade pe bune, ai noștri pe 37 de grade dădeau încă la sapă să scoată cucuruzul la lumină și porumbul să fie strâns ulterior în toamnă, în liniște, avea nevoie de sudoarea verii. Fie vorba între noi, numai eu știu ce pădure era un prun, între cățeți și roșia, de trăzneau prunii prin vene, la un moment dat aveai senzația că încep să purești țuică, nu pună de acolo. Și toate celelalte, toate, desecau apele. Dar oamenii erau fericiți că acolo unde e vara plină de soare, e și bucata plină de roadă. Ce uităm când uităm? Spune la un moment dat Nichifor Cainic, ca să trece și pe la el un pic prin vizită, nu mult, trece un pic, un pic așa și pe la el. Uitați-vă cu câtă adâncime începe el să-L laude pe Dumnezeu, pare nu-i așa, că suntem într-o altă lume când vorbesc ei și suntem, de fapt, într-o altă lume. Deci când vă e greu, când simțiți că, ați văzut că România în ultima vreme se închină la facturi mai mult decât la icoane. Deci când vă vine să vă închinați la vreo factură, nu vă lăsați fracturați sufletește. Vă rog mult, gândiți-vă la acest început. Tu, cel ce te ascunzi în eterna ți-amiază și lumea o spânzuri în haos de o rază, metanie ție, Părinte, izvot nevăzut al văzutelor linii, mă scalzi și pe mine în unda luminii un mugur de carne fierbinte. O să spuneți ce legătură are asta cu poezia religioasă. Cum să n-aibă? E o metanie adusă lui Dumnezeu. E drept că în zona, în Tom Ban scria mugur, mugurel. Ia să-mi crești mai măricel. Dar tot de la Dumnezeu cere asta. Pentru că mugur era cel care înmugurește crucea. Ce-am uitat noi din înmugurirea crucii de vreme ce o secăm tot timpul? Sau cum spune Părintele Arsenie Boca, ce e nevoie de asceză ca să usuci și pământul mâlos și lemnele ude. Căci dacă nu se usucă mâlul și lemnul nu se usucă, nu se aprinde nimic de la Duhul Sfânt și niciun pas nu calcă cu tărie pe culmile credinței. Poet, Părintele Arsenie. Hai, drept a trecut și el prin pușcărie. E greu să-l canonizăm, că a trecut prin pușcărie. Apoi, oameni pe care n-ai de unde să-i cunoști decât din antologie. Ioan Zeană, care a fost medic specialist, chinuit, a scris 8 volume de versuri, moare în 2007. Ieșim ca niște cârpițe din hruba în care picuri grei de apă cad, în fața porții ne așteaptă duba să ne transporte undeva în alt iad. Îngrămădiți pe coridor de avalma, pășim în gând cu semnul Sfintei Cruci, ne împroșcă cu ocarda și sudalma cordoanele de cer per politruci. Și înșfăcându-ne cu lăcomie, ne înghite după ca un căpcăun în tot orașul liniște pustie, în noaptea asta tristă de Crăciun. Sub streșină cu țurțuri și cu vată, nu mai vibrează glasul argintii, dintr-o copilărie îndepărtată răsună în noi colindele târzii, nu-și mai vestește nimeni bucuria că s-a născut în noaptea asta Crist. Doar îngerii îi cântă în cer solia, Crăciun amar, însângerat și trist. Copiii azi se roagă sub icoane să le aducă moș Crăciun în zori, mălai
în locul pungii cu bomboane și tații îngropați în închisoare. Ce-am uitat? Sau o altă poezie emoționantă pe care îmi îngăduiu să vă pun la inimă, tot vorbind despre Isihas, un poem care se cheamă chiar așa, Isihas, invocație a lui Virgil Maxim. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, dulce-i chemarea sfânt numelui Tău, cântec de dragoste, în inimă picurându-și lacrima bucuriei, din ochii pururi uzi în ritmul îmbătător al melodiei pe care mereu ai dorit să-l auzi. Vârtos rod de viță aștepta să se coacă o vară întreagă sub razele caldului soare din potir, sufletul meu gustându-l să înțeleagă că în veac, în credință, nu moare. Și așa curge pe mai departe textul unui om zdrobit, unui om ucis, într-un fel sau altul, în fiecare zi, nu doar în timpul detenției comuniste. Ar merita unor să scriem o istorie a prigoanei din epoca post-comunistă, a celor care s-au opus comunismului. Apoi, o poezie a lui Aurel Pastramagiu, bănuiesc cu excepția celor care au alcătuit antologia, și să știți că, în ciuda faptului că nu scrie, ea este apărută la Petru Vodă, la Mănăstirea Petru Vodă în 2010, dar e o reeditare de bună calitate. Cred că sunt foarte puțini profesori de limba română care știu despre poeții aceștia. Nu așa? La limba română învățăm, cum se cheamă, critică textuală. Ce să învețe copiii pe de rost ca să vomite la rostul examenelor, ca să se miște rosturile bine. Fiul omului gândita pe Golgota, se cheamă poezia, este 16 mai 1946. Cu cercul larg un vultur mă încunună, când cer și apă una sunt furtună, cu tremure pământul adânc îl scurmă și fulgere cuvântul de pe urmă. Mi-e gândul nucă înțepenită în coajă și dragostea tot lacrimi pe răboajă, în coastă simt o lance în fapt de seară și gura plină de licoare amară, tăcerea dânci mă împresură cu ape și îngeri de straie îmi stau aproape, mă cheamă dorul, cerul și făptura, dar trebuie să împlinesc Scriptura. Mi-e somnul, apă grea, lumină moartă, în setea de a zidi o altă soartă, să ard păcatul strămoșesc, lumină din jertfa mea și grația divină. Foarte des în poezia aceasta a penitenciarelor comuniste, acum se scriu, după cum ați văzut, lucrări științifice și tratate de geopolitică. În poezia aceasta apare o identificare între pătimirea lui Dumnezeu și pătimirea celor din pușcărie. E așa o dimensiune euharistică. Oamenii sunt una cu trupul lui Hristos. Mulți dintre cei care au scris poezii în temniță, scriseseră poezii și înainte, pe unii au fost condamnați pentru că au publicat poeziile unor poeți dinaintea lor. O să vin și o să vă povestesc despre un astfel de caz. Ba chiar există un caz al unei doctorițe de la Turnul Severin, îmi pare, care pentru faptul că a recitat în salon celor aflați în boală grea, ultimativă, din Radu Gir și din Nichifor Crainic, a luat 20 de ani de pușcărie. Arătând odată în plus că uneori să reciți este o crimă. Uneori poezia mai puternică decât Bayraktarul. Și că nu în puține rânduri o baterie de cuvinte bine poziționată poate salva o națiune mai mult decât trupe care sunt plătite să apere națiunea respectivă. Există un moment în Ion Mărăcineanu, de exemplu, o altă figură marcantă a uitării noastre, care scrie așa, exact așa se cheamă, scrisoare către Moș Crăciun, prădat de cerurile albastre, din an în an, această zi petreci, sub bântuirea viscolelor reci, întroienit de visele sihastre. O, brat frumos, o falnic vis cu cetii nevăzute, pe ramurile verzi ți-am scris colind în freamătele multe, de un pâlc de ani, de un pâlc de ani, tânjesc mereu spre vâra albă de lumină să-mi vindece aleanul greu ce zace neguri fără vină. De câte ori cu chipul blând și ochii plânși îndurerata mamă, pe prispa serii de pământ, odorul prigonită își cheamă,
că îngerașul bucolat cu obrajii moi scădați în floare, de câte ori n-a întrebat? Nu ne mai aduci tăticul, oare? Noi nu trăim să ne alinte colindele cu flori de iarnă. Nu mai aduce-le aminte, încearcă în vise să le cearnă, sperând că nopți de hulă și bifornițe avane pentru vecii se vor topi în cubiloul zorilor umane. Erau mai serioși decât noi când scriau. Mai există între poeziile acestea multe care pot fi selectate poezii cu adevărat izisihastă. Chiar dacă e mai lungă, un pic nu veți îngădui să vă citesc din Andrei Ciurunga, unul dintre profilele cele mai interesante ale rezistenței anticomuniste din România. Poemul se cheamă Daniil Sihastru. Ajuns în vale pe un râu în spume, așa cum scris apană de poet, bătrânul Ștefan glăsui încet către Sihastru ce-a fugit de lume. Când am simțit pe al țării trup nepace, m-a răsucit la putna în mormânt și-a răstârnat și 5 veacuri de pământ de pe pieptarul meu să vină încoace. Au mă smintește ochiul ce se bate sau nu mi-ajută mintea să dezleg? Hotarul drept vi l-am lăsat întreg și aflu acum Moldova jumătate. Vândut afară hoardelor de afară, în târgul vremii, una din moșii, eu nu cunosc pe lumea avuții să-mi poată prețui un colț de țară. Sau nu cumva pe platoșe oțelul a ruginit prin sutele de ani, de-au spart zăgazul vechii mei dușmani și-au slobozit din sulițe măcelul. De ce nu bate ceasul de vecerni în pieptul putnei, clopot necuprins? Au tat și tu, bătrâne? Sau ți-au stins făpria vieții viscolele ierni? Târziu abia, în noaptea de cărbune, cu ochii grei de atâta nepătruns, s-a îndurat Sihastrul cu răspuns: Măria ta, eram în rugăciune. Și nu păstra în inimă sminteală, că nu plăieșii și-au ieșit din minți, recupețind Moldova pe arginți, cum le-a adus în cuget bănuială. Ei zac în lanțuri, lângă hăul mării, și trag în juguri puse de călăi, bicele însă nu le țin ai tăi, și-i mâna ce izbește nu-i a țării. Potoc cumplit de neamuri fără cruce, se năpuștește acum spre crucea ta, dar în zadar se încrâncene sub ea, că prea e sus și nu pot să o apuce. Măria ta, înselinează-ți fața, arcașii n-au uitat să dea la semn, ci doar așteaptă marele îndemn să rupă lanțul și să iasă neața. Atunci vor arde țestele dușmane cu vâlvătăi de sânge și de fum și nu va fi zăgați pe niciun drum să ne oprească Iureșul Ștefane. Și îți vom zili biserică frumoasă, sub nesfârșitul cerului safir, să intre neamul tot sub patrafir, ca să-l primești cu minecat acasă. Vă repet ultima strofă. Ea se împlinește sub ochii noștri. Știți că acolo, la picioarele mesei Catedralei Mântuirii Neamului, când au pus numele ostașilor români și în partea deținuților politici, pentru că mulți dintre ostașii români au devenit deținuți politici până la urmă, pentru onoarea de a-ți apăra patria, onoarea de a face și pușcărie pentru ea, este virtute militară. Mi-am adus aminte de aceste versuri de final. Și îți vom zidi biserică frumoasă, sub nesfârșitul cerului safir, să intre neamul tot sub patrafir, ca să-l primești cu binecat acasă. Pentru că nu e așa? Un neam trebuie, este valoros și față de Dumnezeu care îl protejează, nu doar față de conducerea de partid și de stat. Apoi, vă aduceți aminte, Andrei Ciurunga intră în istoria literaturii noastre cu acele minunate versuri: nu-ți vinovat față de țara mea. Îmi permit să le recit și pe acestea în întreg, din dorința de a vă aduce aminte ai cui suntem. La ora când cobor legat în fiare să-mi spășesc o sânda cea mai grea, cu fruntea în slavă strig din închisoare, nu-ți vinovat față de țara mea. Nu-ți vinovat că i-am iubit lumina curată cum în suflet mi-a pătruns, nici că vrăjmașii au prădat grădina și că sutașii coasta i-au străpuns. Nu-ți vinovat că îmi place să se prindă rotundă ca o țară hora în prag,
Nici că am primit colindători în tindă, cum din bunic în tată mi-a fost drag. Nu-s vinovat de toamnă, că toamnele mi-s pline cu tot belșugul, de la vin la grâu. Nici că am primit la prasnic pe oricine, cât m-am știut cu cheile la vreu. Nu-s vinovat că am îndârjit șacalii și că am răgnit cu sufletul durut, că nu dau un ceahlău pe toți uralii și că urăsc hotarul de la plut. Dacă am strigat că haitele ne fură, adâncul, codrul, cerul, stea cu stea și sfânta noastră pâine de la gură, nu-s vinovat față de țara mea. De aceea, când cobor logat în fiare, împovorat de o sânda cea mai grea, cu fruntea slavă strig din închisoare, nu-s vinovat față de țara mea. Mă îndemn pe monumentul pe care l-ați ridicat pe posibilul loc al aducerii amintea de porta deținuților de la Ognele Mari. Scrieți cu litere mari, nu-s vinovat față de țara mea. Poate că suntem, știu eu, vinovați față de alte țări și de alte popoare. E posibil. Dar nu față de țara noastră. Lucrurile la Ciurunga sunt și mai grave dacă intri în poezia cu adevărat mistică. Mie mi se pare că este unul dintre cei mai mari scriitori în ceea ce privește cum să spun, teoria, teologia inscripției. Ai inscripții pe un castron, inscripție pe cătușe. E unul dintre mari descriptori ai învierii văzute prin zăbrele. Capătă la un moment dat o asemenea liniște încât Cântecul lui de Leagăn, care este unul dintre marile poeme ale temniței comuniste, te uimește, te aduce în situația de a nu mai dormi. Primul cântec de Leagăn care m-a trezit. Există o poezie, M-am întors de nicăieri, sau o altă poezie care se cheamă Desigurare. Vă citesc doar prima strofă ca să vedeți cât de adâncă este cunoașterea de sine aici. Iartă-mă, iubito, că mă întorc altfel ca în visurile tale, fără scut în mâini și fără zale, fără firul basmului să-l torc. Se cheamă Desfigurare poemă. Apoi, o altă poezie a lui Simion Giurgeca spunea la un moment dat că sunt foarte multe poezii cu titlul rugă. Și îmi permit să vă citesc una mai scurt, așa? De 2000 de ani oamenii așteaptă să te arăți de sus, să învingi păcatul, să ierți pe cei puternici, să dai din harul tău celor ce sufăr mila și în suflet pacea să o aduci, Iisuse. De 2000 de ani oamenii îți cheamă numele tău sfânt și îți cer iar mântuirea. În rugăciuni te laudă să faci mai bună viața lor și voia ta să fie cum e în cer, așa și pe pământ. Și noi. Și noi te rugăm. Te așteptăm aici, între păgâni, umili, plini de păcat. Nădejdea în tine am pus ca să ne scap de ură și trupul de dureri. Să nobilezi în inim patimile crude și să ne mântui și pe noi, Iisuse. 1954. O altă poezie remarcabilă a lui Fronia Bădulescu. Ea se cheamă, la fel, rugăciune. Mie, aseară, mi-a fost suficient. E cât un acatist. Deschide, Doamne, poarta minții mele, cât să cuprind tot ce e necuprins. Dă-mi flacăra din focul tău nestins, să urc mai sus de cer, mai sus de stele. Îngăduie ca sufletul meu prins din când în când de pasiuni rebele să fie dezlegat de orice rele și aprinde iar lumina în ochiul stins. Cu mine când ființa mea firavă, cu un singur strop din necuprinsa slavă, purificat altfel te rog, Părinte, ascultă-mi cea din urmă rugăminte. Spre neamul meu întoarce, Doamne, fața și ia-mi ca preț al rugii mele viața. Cum să nu deranjezi un astfel de om pe cei care doar neamurile lor contează, doar pilele lor contează, doar șacalii din turma lor contează? Revin, spre neamul meu întoarce, Doamne, fața și ia-mi ca preț al rugii mele viața. Sau
Portret în tinetă al lui Gabriel Țepelea, Dumnezeu să-l odihnească, unul dintre marii oameni de cultură liberală ai țării, unul dintre puținii oameni cu șirea spinării nedemontată de nimeni, spunea la un moment dat, și să știți, vă citesc poezia aceasta exact ca un semn al autocunoașterii. Toți suntem în România, toată este bolnavă acum. Toți facem coaching de self-esteem. Dacă nu ne-am cocit destul, ne corcim culturile până ies din noi niște struțocămile autopupinfundiste, ca să fim serioși. Ei bine, ascultați aici cunoaștere de sine. Portret într-o tinetă. Într-o tinetă, nu pe trotinetă, cum ne agasează. Azi mi-am văzut figura în tinetă, cu părul tuns, cu ochii adâncați, cu obrajii vămiți și subțiați, de parcă aș fi ieșit din neprobetă. Zâmbesc și uite, cineva îmi răspunde, cu o strâmbătură rece de muzeu, ce îmi spune apriat, nu-s eu. Și spaima mă înconvoaie, mă pătrunde. Am fost vreodată și eu om ca voi, cuprins între a vieții tarantele, privind la soare fără de cartelă și primăverile cu părul lor vulvoi? Nu. M-am născut aici cu șobolanii, să rot cu ochii gratile grele, să peticesc cu rime și cu stele cămășile ce le porta ranii. Mă fură gânduri alte, mai durute, și un viețaș îmi află leacul. Țepelea, lasă bă capacul, ce naiba, tu nu simți că pute. Genială imaginea aceasta unei, să spunem, autocunoașteri pe care nu cred că vreunul dintre noi a risca-o cu adevărat. Acum, unul dintre poeții iarăși mari, toți sunt aici, egal cu sine și cu Sfinții Sihaști într-un fel sau altul, Aurel Dragodan, scriind despre Părintele Gerasim Iscu, care în o vreme a fost starețul Tismanii. La plecarea lui, el scrie, cu fața de ceară, cu trupul firav ca de sfânt bizantin, Părintele Gerasim a fost adus într-o seară, învăluindu-ne calde în surâsul blajin. Zile de boală din carne i-au rupt și acum doar o piele înfășură osul, dar tainic el spune rugăciunea inimii neîntrerupt. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine, păcătosul. În noaptea aceea din temniță gândul ne zboară, prin neaua Crăciunului dalm să colinde amintirea. Pe muce de paie Părintele Gerasim trage să moară, e greară suflarea, slăită privirea. Ardeau ca făcliile ochii fiecărui bolnav. Ion și Valeriu și-au împreunat mâinile rugăciune. Viața mai pâlpâia ca o candelă ce se stinge în trupul schilav, apoi printre gratii s-a văzut căzând o stea de tăciune. Doamnea, domnea în încăpere o liniște grea. Doar aripi de îngeri în jur fulfuiau mătăsos. Departe copiii cântau un cântec de stea. Părintele Gerasim a plecat să se închine la iestea lui Hristos. Nu e aici o viziune mistică asupra lumii? Nu e aici salvarea unei întregi culturi sihaste, dacă vrem să fim serioși și vrem să recunoaștem asta? Există o rugăciune a lui Eugen Măgirescu, care merită și ea a fi citită. Dar mai tare îmi place o poezie a lui Demostene Andronescu în loc de rugăciune. Mi se pare una dintre cele mai puternice, cum să-i spunem? E încă în viață. Da. Mi se pare una dintre cele mai puternice contratextualități raportate la rugăciunea falsă. Asta aș spune o bisericașilor, mâncătorilor de colivă la manetă, ăstora de le știe ei pe toate. Ascultați ce spune aici, în loc de rugăciune. Textul așa sună. În seara asta, Doamne, te vei culca flămând. Azima rugăciunii n-o vei avea la cină, nici blidul de smerenii, nici stropul de lumină ce împâlpâi altă dată în candela din gând. Sunt prea sărac, stăpâne, nu am ce să-ți ofer. Să-ți stâmpăr foamea, furii mi-au tâlhărit cămara și de puținul suflet ce îl păstram ca sara să am, ca tot creștinul, cu ce te omeni. Aș vrea să-ți pot întinde un gând sfios măcar, dar nu pot, grădina mi-e vraiște și goală. Mi-ai mai rămas pe lujor o singură petală și cu un ramur veșted
un singur fruct amar. De l-aș culege în pripă să ți-l aduc prin os, șoptind o rugăciune și tremurând o cruce, ar fi păcat de moarte că, Doamne, ți-aș aduce o travă în cupe sparte și te-aș târâ prea jos. Zadarnic stai de veche și aștepți umil și blând. Azima caldă a rugii n-o vei avea la cină. Și în cerul tău de gheață, cu țurțuri de lumină, în seara asta, Doamne, te vei culca flămând. Câți avem curaj să recunoaștem cât de searbede și proaste ne sunt roadele zilei și că pe acelea nu îi le putem aduce lui Dumnezeu. Iar Dumnezeul nostru nu se mai hrănește de mult din promisiunile noastre. Astfel de oameni bătuți în cuie, răstigniți, umiliți până în zilele noastre, de o societate civilă multilateral dezvoltată și neprecupățită către un alt marxism, nu va vindeca niciodată rănile lor. Cel care vindecă rănile lor rămâne Hristos. Există o poezie a lui Costin Dacus Florescu, mult mai simplă, dar la fel de puternică. Ascultați ce simplu. Deci că e un joc de copil. Clopote bat, dorul se zbat, loduri pornesc pe drum ceresc. Se duc în sus, către Iisus, mă rog mereu, în lanțul greu. Totul e rece și viața trece, dangă drăsună din cer, din lună. Aștept de mult să pot să ascult de Paști cum bat clopote în sat. E ruga mea, Iisuse Doamne, Iisuse Doamne, nu mă lăsa. E ruga mea. Chinuiți-vă. Chinuiți-vă cu zilele și nu o să reușiți să spuneți o propoziție către asta. Așa mi-a spus mie odată un bătrân în timp ce ne citea poezie. Și i-am dat dreptate. Petre Strihan, alt poet de marcă, uitat de societatea noastră literară, un om absolut remarcabil, o poezie scrisă la Aiut în 1948, care leagă într-un fel sau altul celula pușcăriașilor din temnițele comuniste de chilia isihaștilor. În sihăstria de beton și fier s-au strâns tăcerile din univers, o frunte tristă își caută alt cer și timpul parcă s-a oprit din mers. Dar din adâncul sângelui amar zvârnește ca un clopot în chindie, o inimă din umbră ei de har așteaptă adevăr de bucurie. Sau Stăruință, scrisă de Părintele Ilie Imbrescu. Iisuse, după mila ta mă țin, eu nu mai am la viață niciun drept, agonisitul mi-a blestem și chin, numai la moarte am dreptul să mă aștept, Iisuse, după mila ta mă țin. Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele, întoarce-mă la taina strămoșească, iertarea ta păcatele să-mi spele, în slujba ta viața să-mi rodească. Cred, Doamne, ajută necredinței mele. Iisuse, dă-mi iubire și mă învie. Mă doare când mă știu că am fost de mort. Dezleagă-mă de trista nebunie. Dă-mi har cu pacea crucii să-mi o port. Iisuse, dă-mi iubire să mă învie. Cred, Doamne, ajută necredinței mele. Agonisitul mi-am blestem și chin. Nici un păcat să nu mă mai înșele. Iisuse, după mila ta mă țin. Cred, Doamne, ajută necredinței mele. Sau, că tot vorbirea de rugăciune, Mihai Buracu scrie în drum spre București în 21 spre 22 mai 1954. Cred că am putea face un sinapsat al drumurilor lor și veți vedea că întotdeauna în preajma marilor sărbători au avut câte ceva de îndurat. Nu erau bisericoși comuniști, dar citeau calendarul. E semn de intelect. Întorși de departe cu inima frântă, negându-l la cei ce s-au dus, rugăm-ne, Doamne, adunii de sus, părtași pentru ziua cea sfântă. Ca Duhul vor trece în chip de lumină prin țara cu cântece multe, și în ceasul acesta vor sta să asculte la veacul ce încă suspină. Și în zborul albastru de peste morminte, prin țarin cu grob fără nume, durerea din ochii bătrânelor mume vor șterge-o cu palmă fierbinte. Și întorși întru tine sub bolta însărării,
ca mâine văzute de arhanghel, va arde lumina din sfintele candele umplute cu lacrima țării. Sau am să mă întorc la o poezie peste care am sărit și îmi pare rău, o poezie scrisă la Ognele Mari, nu știu dacă vă e cunoscut în localitatea, de Corneliu de Neșan, în 1951 scrie. El zice așa, trezitul m-a întraș pe apa vieții, cu barca mea pe firul argintiu, înconjurat de câinii tinereții și întolbă visul meu de mai târziu, vedeam pe maluri aur și mătase și oameni poposiți sub vraja lor, iar cântece pe note fermecate într-una mă îndemnau ca să cobor. Plutea parfum în aer și ispite, dar locul meu acolo nu era. Priveam stângat și vârstele înfipte m-au dus pe alte zări, spre alte stea. M-au însoțit și râsete și hule, ce însângerarea anii albi de crin. I-au rămas pe gratii de celule stropite cu sudalme și venin. Are zeci de poezii scrise la Ognele Mari. Ar merita o antologie a poeziei din vremea Ognelor Mari. Așa cum Virgil Mateiaș scrie un poem lung, se cheamă Camera 12, Ognele Mari. Ați intrat în istorie. Nu-i rău. Că pocăința noastră de acum poate vindeca nepocăința celor de atunci. Sau, de exemplu, o poezie întreagă, tot e Marius aici. Marius, omul ăsta, Virgil Mateiaș, are o poezie, se cheamă La Ocnele Mari, scrisă la Securitatea din Brașov, celul la 8. Asta ne costă pe amândoi. Da? Deci nu vă luați după descrierile unora. Oamenii ăștia au spus, au zis ce spune omul ăsta, pe mine m-a impresionat enorm. Deci asta este o poezie despre Ocnele Mari. Se va sfârși blestemul și povara acestor ani cu flori de mătrăgună, din care bem de un sfert de veacă o cară și nimeni nu ne dă o vorbă bună. Lăsăm aci o cruce de căință, cu silueta albă ca de var, pe fondul mohorât de suferință, ca cel mai mare al vieții noastre dar. Și vom pleca pe drumuri fără urmă, cu soarta noastră bine necuvântă, din când în când ne vom uita în urmă la tot ce a fost trăița noastră sfântă. Nu știu dacă să ne temem de versul acela ne vom întoarce într-o zi sau de versul acesta din când în când ne vom uita în urmă la tot ce a fost trăița noastră sfântă. Cred că și. Sunt foarte multe alte poezii. Nici n-am curat să le comentez, n-am dreptul să le comentez, n-am căderea să o fac. Ce pot să vă spun, în schimb, este că e foarte păcat că în timp ce încercăm să punem educația financiară în școală, corecta educație despre Holocaust, trebuie să punem și lecții despre suferința românească, care nu e de aici, de acolo. Și care cred că trebuie cunoscută și pentru aceea că o istorie neînvățată la timp se repete la nesfârșit. Dar așa e când nătângii urcă în scheme. Îmi pare rău că din volumele acestea de poezie religioasă nu apare niciodată citat dragul și binecuvântatul păstorel Teodoreanu. Că ar merita cel puțin aia cu Sadoveanu Filorus sau soldat rus te-a urcat atât de sus să te vadă popoarele sau fi căsput picioarele. Pentru că, de fapt, nu s-a schimbat nimic în esența privirii către cei care calcă în picioare demnitatea unei nații. Sunt națiuni lângă care nu pot să fii decât sclav sau dușman. Prefer să fim dușmanilor decât niște sclavi împotmoliți în tot felul de constipări politice. De aceea, într-un fel sau altul, cred eu că lucrurile spuse în cărțile de poezie ale temnițelor comuniste sunt vindecătoare și nu vindicative. Sunt foarte multe pagini despre ratările din viața lor. Ba uneori îmi pare că în memoriile lor sunt mai multe pagini de poezie decât în poeziile lor. Apar imagini în care te înspăimânți atât de frumos scriu. Atât de minunat să descrii jegul atât de luminos, descoperind un păianjă în care țese o frunză, o furnică care se străbate în zori de dimineață printre două puncte, nu mai zic de prietenia cu șoareci, cu șobolani, cu alte animale, în afară de gardienii, clar, să constați că, de fapt, există o omenie mai mare
în gâze, în lăcuste și în flori decât în sufletul oamenilor, mi se pare o mărturie cutremurătoare. Sunt câteva dintre mărturile acestea descrise de alții, despre alții, în care poezia bate textul. Vă dau câteva exemple. Părintele Ioan Iovan, târât la o reanchetare la Jilava. E imaginea care pe mine mă impresionează cel mai tare. Adus acolo, este anchetat, bătut, iar de la capăt, părea că se liniștise. Săracul și se propune la un moment dat, înainte de a fi urcat în trenul militar care să-l poartă înapoi la Gherla, mi se pare, să-și aleagă niște cătușe, ca să fie ușor transportabil. Părintele face greșeală de începător. Vede cătușele americane. E greu să te încrezi în ei. Cătușele americane aveau o boală. Când trăgeai brusc, se strângeau brusc și te trânteau. Erau incredibile. Și la un moment dat face greșeala aceasta și cade în plină cum se spune, adunare de prezență. Era noroi pe jos, ploua. Era perioada imediat următoare anchetelor împotriva lui Țurcanu și în MEAI se căutau vinovați tot afară, ca întotdeauna. Știți că este singurul minister care are întotdeauna vinovații în afara internelor. Știți? Și tot așa căutau vinovații pentru cei care au făcut la Pitești ce s-a întâmplat. Și o muiaseră un pic. Acum aveai voie să te ridici și să-l cerți pe gardian și să-l părăști la comandant. Și comandantul atât aștepta. Se pare că gardianul ăla nu era prea iubit nici de bunii săi colegi. Ăla îi mai înghesuie câteva, îi mai dă părintele o lovitură, îi mai dă una, s-a amestecat noroiul cu sângele pe față lui, iar părintele, ridicându-se de jos, toți îi spunea, băi, înjură-l, ceartă-l, fă ceva, să vadă comandantul. La care părintele se ridică de jos și spune, iar eu, nevrednicul preot și duhovnic, cu puterea ce mi este dată, te iert și te dezleg de toate păcatele tale. Asta este lecția isihastă a temnițelor comuniste. Altă întâmplare, altă poveste. În urmă cu ceva ani era la Gherla, la o întâlnire cu proaspeții absolvenți a clasei 8, oameni de 60-70 de ani. Între era și un nene. Un nene care când a primit diploma de terminare a clasei 1-a, stătea acolo și pupa diploma. Avea 61 de ani. De ce o pupi? Ce unde e mama să mă vadă că am învățat să scriu? Suntem vinovați. M-au întrebat atunci în ședința aceea câțiva dintre ei, i-am zis că nu mi-ar place să mă întâlnesc cu voi pe stradă, recunosc. M-au întrebat cum să se roage. Și am zis, bă, simplu, la voi așa de simplu. Spuneți așa. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile pușcăriașilor care înaintea mea au murit în celulele astea chinuiți, miluiește-mă pe bine păcătos. Vă vin de Gherla care funcționează de la 1540 un pic în sus. Fie vorba între noi. Doamna care se ocupa de psihologie și pedagogie, părinte, îi pune ideea, dar nu cred că o facă ăștia. După o săptămână mă sună. Ce părinte, să vă spun minunea lui Dumnezeu. Înainte de a se închide camerele, toți ies și spun deodată un coridor întreg. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile celor care au murit în celulele noastre mărturisindu-te, miluiește-ne pe noi păcătoși. Hristos biruiește oriunde. Hristos biruiește oriunde. Există în descrierile multe din penitenciarele comuniste, una care pe mine m-a uimit foarte tare, un sibian de-al nostru, este prins, bătut, dus acolo și nu erau anii 60, nu erau anii 64, era acoace spre 70 și un pic. Și în timp ce este băgat la zarcă, noi ne lăudăm că zarca s-a închis, nu? 63, 64, nu a mai fost. Dracul schimbă părul, dar n-era avut bani. Acum și-a schimbat, n-era avut că chinuie alții. Dar îl bag acolo zarcă și în plin fric, când credea că va crăpa efectiv de fric, gardianul vine și dă șuba jos de pe și zice, ține-o. Ține-o și ți-o iau dimineața, dar vezi să nu zici nimănui că ne împușcă ăștia pe amândoi. După o vreme, spre dimineață, vine și scapă o jumătate de mărce, mănâncă-o. N-a reținut chipul, că n-avea cum să-l vadă. A reținut vocea. După foarte lungă perioadă de timp, cetățeanul a devenit cetățean german, a plecat în Germania și după 89 s-a întors în România. Special s-a dus la Iud să-l caute pe respectiv. Sau la Gherla. Oricum, în una din cele două. Să-l caute pe respectivul și le-a explicat la, bă,
avea vocea așa și așa, a, păi nenea cu tare. I-a zis nimeni că săracul e bolnav de cancer în spital. S-a dus în spital, a căutat, omul era plicăt și lovit de cancer. Și a mulțumit că i-a dat o jumătate de măr și o șubă pentru o noapte care l-a făcut să supraviețuiască. Și l-a întrebat, cu ce te pot ajuta? Și el a zis, cu nimic. Și pe mine numai Dumnezeu mă mai poate ajuta. Și totuși, cetățeanul german, întors în România, recunoscându-și fostul gardian care i-a făcut binele acesta mic, dar mare, i-a purtat de grijă și i-a prelungit viața cu câțiva ani, până când Domnul și-a văzut nepoții crescând. Nu există poezie mai frumoasă decât asta în tehnița comunistă. Eu nu știu să existe. Sau imaginea de la Aiud, povestită de Babu Savu, Savu Popa din Ogna Sibiului, care a fost în aceeași celulă cu foarte mult și a spusese în Noul Testament, în podina uneia dintre celule. Într-o dimineață, a intrat peste ei Crăciun, fiind convins că îi surprinde, într-adevăr, rupseseră Biblia în mai multe facsimile și o citeau pe rând, dar de tata căzuse pe Babu Savu, săracul, nu era Babu pe atunci, era doar Savu. Picase pe el măgăreața și n-a mai apucat să o ascundă, a scos o supernă de pe pat. Primul loc unde ar fi căutat oricine. În spate era un soldat, unul Ionescu din Drăgășani. Oetean, cum s-ar zice. Și ăsta stătea cu arma pe spate și Crăciun căuta disperat Biblia. Și la un moment dat, cu ea în mână, scoasă de superne, zicea, unde e mă aia, că vă omor pe toți? Mă, unde ați ascuns mă Biblia aia, că vă împușc pe toți, vă împușc. Cu Biblia în mână. N-a spus-o doar Babu Savu, mi-au zis-o 5-6 oameni după aceea. E, totul a trecut, s-a terminat și l-a întrebat pe soldat. Că s-au întâlnit cu el în timp. Ce, cum de n-ai zis nimic? Au zis răspuns. Ce, cum să-i spun ce Dumnezeu nu i-a dat să vadă? E poezie. E poezie. E poezie. E poezie. S-a pierdut poezia temnițelor sau s-a pierdut verticalitatea oamenilor care intră în temniță? Ce-am pierdut când au ieșit ei din temniță? Rugători? Au intrat în lumea de fricoși, care suntem eu poezie aici, în care spune la un moment dat că pușcăria lor e mai verticală decât libertatea noastră. Ce anume s-a pierdut? Care e neputința cuvintelor care ne cuprind? Sunt multe astfel de episoade, dar unul la care revin tot timpul mă face să-mi aduc aminte cât de mici suntem în raport cu măreția lor. Sunt momentele pe care Părintele Zosim Oancea mi le povestea la facultate pe când eram student în anii 91-92 despre dumnezeiasca liturghie. Nu aveau cum să o sujească cu veșminte toate, că îi vedeți pe popii împopoțănați cu veșminte de 4.000, 6.000, 8.000 de lei, să le aduceți aminte de povestea asta. Amăreții pușcăriași erau săraci îmbrăcați în ce apucau. Părintele Zosim scăpase într-un colț de cămașă, avusese o bobiță de împărtășanie din trupul și sângele Mântuitorului Hristos. Știți că unii și-au luat o travă în cămașă, alții s-au luat euharistie, au scăpat cei cu euharistie. Și într-o bucată de mătase dintr-o altă cămașă veche, au făcut pe ea, au schițat pe ea punerea mormânta Mântuitorului și suja liturghia cu acest antimis pe piept sub pătură. În fiecare zi, reușind prin puținul vin medicinal și puțină pâine păstrată să sujească dumnezeiasca liturghie. Acum când riscăm câteodată să transformăm liturghiile noastre în pavarotisme ieftine și manifestări de scala din Milano mai mult decât scala celestis ad deum, ce ne lipsește? Sunt momente dificile, trădări. Temnițele românești au înregistrat trădări majore. Dar și România a înregistrat în propriile case trădări majore. M-au întrebat deseori studenții care e cea mai frumoasă icoană de înviere pe care o am în minte. Am două. Am să vi le povestesc pe amândouă. Dar am să încep cu cea din urmă și apoi cu cea din tâi. Eram student la Padova prin 1996, în primăvară. 5-6. Și acolo, moldovenii mei de la Târgu Neamț, care vineau pe la biserică, mi-au spus, părinte, și faci când avem clopote. La noapte, cum bat în clopote? Bă, la Italia, dacă bați clopotul la 12 noaptea, te saltă ăștia cu tot cu pompieri. Am stabilit noi că nu bate niciun clopot, dar făceam la un moment dat, râdeam cu ei, hai să cântăm lindang când mergem încolo și e ca și cum am bat. Dar zic, eu între tine sunt, mă, Dumnezeu ne va da un semn de clopot că acasă bat și pentru noi clopotele.
era vremea în care mai conta în România că avem români care pleacă. În curtea colegiului unde eu învățam, la Don Maț, acolo în Padova, era o magnolie, o magnolie uscată. Se pregăteau să o taie. Că de ani de zile nu mai vedea flori, că strica locul, că vreau să aduc altă magnolie, Dumnezeu știe. Eu tot râd, Dumnezeu catolicilor știe, că erau colegii mei de acolo și tot râd cu ei de atunci. Eu cu gândul că se face o gaură mare și știindu-i pe românii noaptea de înviere, am zis, nu-i bine să fie o gaură aici când vin cei de la presa locală din Padova să vorbească despre sărbătoarea românilor, că era o gaură mare. Mai lasă, că zic, asta e magnolie ortodoxă, asta înflorește la noi. Monseniorul Corață, care era directorul numeului Constantin, eu te-am văzut pe tine cu multe nebunii, dar asta e cea mai mare nebunie a ta. Zic, uitați-vă bine ce vă spun, asta e o magnolie ortodoxă. Închipuiți-vă că la ieșirea cu Dumnezească, cu Evanghelia, ca să cântăm Hristos a înviat, am înfășurat Evanghelia în tricolor, n-aveam altceva de înfășurat. Și când am pus-o pe masă și am cântat pentru prima dată Hristos a înviat, magnolia a înflorit sub ochii noștri. I-a dat un colț, un cotnic, Petrică Cioacă, prietenul meu de la Neamț, și a zis, ai văzut, ai? Poate cu clopotele pe sub pământ, mai până la noi. Și au bătut clopotele în florile magnolii. Recunosc, și uite, îmi recunosc acest păcat, că după ce am cântat, Hristos a înviat, am cântat și deșteaptă de române. Că nu-i biserica aia ruptă de popor. Iar cea de-a doua poveste le-o spun studenților mei și o spun de fiecare dată când mi se oferă ocazia. Există în istoria literaturii terorii comuniste din România, amintirile unui tânăr sublocotenent vânător de munte din zona Câmpului Mușcel. Un om plin de sens, un om adevărat, care se pregătea să absolve franceza, este luat sublocotenent de vânător de munte, foarte bun în orientarea de teren, un ofițer de mână întâi, a primit de două ori ordinul Mihai Viteazu și aici sunt trecute toate meritele militare primite de oamenii aceștia care au luptat. Este prins în apropiere de Sevastopol, acolo unde știți că locuia într-o vreme nava Moscova, nava Fanion. Și la Sevastopol este cel care ține spatele retragerii armatei române și germane din vremea aceea. Oamenii reușesc să se urce pe... Dar el este prins. Îl descalță imediat de bocance de vânător de munte. Băieții l-au învățat, dacă se prind că ești vânător de munte, te împușcă fără niciun judecat. Scapă. Este dus în zeci de anchete. Este, la un moment dat, la un pas să fie ucis până când, pentru că era socotit că a fost dușman împotriva populației civile, dar oamenii vin și mărturisesc că el făcuse cantine, hrănise oameni, ajutase copii, vindecase oameni. Ei bine, acest excepțional de bine antrenat ofițer al armatei române este dus după aceea, pleacă la Cercul Polar de Nord și știți că ultimii repatriați dintre prizonieri de război în timpul cel după al doilea război mondial au fost românii. Pentru că la București nu se recunoștea co-beligeranța cu germanii. Ofițerii și soldații germani au făcut scandal în Germania că mai sunt soldați români în lagările de la Cercul Polar. La noi știau că dacă vin acasă e o cheltuială în plus că trebuie să-i aresteze iarăși. I-au adus undeva pe podul acela pe care acum vin ucrainienii spre România să-și salveze copiii și soțiile la Sighet și i-au ținut în gară încă 40 de zile. La... În gara din Sighet au mai murit câțiva și apoi au dus la Ghencea, în lagărul din Ghencea, unde nu cred că nici astăzi nu e un marcaș care să spună aici a fost lagărul din Ghencea. A, știm că în Ghencea a jucat o echipă care a luat Cupa Campionilor, dar nu știm că tot acolo a fost și un lagăr în care au murit mii de campioni. Într-un târziu, omul primește dreptul să se întoarcă acasă. Merge cu trenul până la Câmpul Mușcel, se dă jos din tren, dimineața la 3, dacă vreți, și când se dă jos, un camion oprește în fața gării. Erau camioanele celebre, camioane Steagul, care semnalizau șoferul cu mâna, prin uși. I se deschide ușa și îi spune un domn, tânăr. Era după aproape 21 de ani de când a fusese războiul când s-a întors acasă. Și domnule sublocotenent, vă rog, poftiți în mașină. S-a uitat la el, nu l-a întrebat ce știi, de unde știi, ce vreau să merg, mă duc eu acasă. Era undeva de lângă Câmpul Mușcel, revin,
începuseră exploatările de suprafață care au schimonosit cu totul Mușcelul. Și merge pe drum mai departe către satul său și îl întreabă într-un târziu, după ce își revine, nu mai recunoștea nimic, și îl întreabă pe șofer, ce, dar dumneata, de unde mă știi? Și să mă iertați, domnule sublocotenent, eu sunt eleva al unui liceu, zice, nu cred că Matei Basarab, care este față în față cu librăria. Și când eram noi elevi de liceu, fotografia dumneavoastră cu ordinul Mihai Viteazul era pusă tot timpul în vitrina librăriei ca un bărbat al Mușcelului cu care noi ne mândream. Când a murit, toți ne-am dus. Când ne-au spus că a murit, am plecat toți cu lumânări la Biserica Sfântul Nicolae și ne-a rugat să veniți acasă. L-a dus în sat. În sat nu era decât o lumină aprinsă, o candelă. Mama lui, care citea Acatistul Mântuitorului, aflase că e posibil ca fiul său să fie în viață. Vine, intră în curte și ala la revedere de la șoferul acela inconiu până la urmă, m-am tot întrebat dacă era Hristos la volan. Vine și îmbrățișează mama, sărută tatăl care după 3 zile avea să moară, și când erau ei acolo în tonul efuziunilor, o singură lumină, lumină era apărută în sat când el a intrat. Când s-a întors cu fața către curte, toată curtea era plină de lumini, de lumânări. Și secretarul de partid de la Mina, nu știu care, s-a dus și a sărutat una și a zis, dacă tu ai înviat, poate să învie și neamul nostru. Semnul învierii în mijlocul poporului român nu-l pot da decât cei care se întorc din moarte la viață. Hristos și pe Hristos toți ceilalți. V-ați gândit cum va fi la înviere când din fundul lacului sărat va ieși Vasile Militaru și vor ieși toți ceilalți la lumină să judece un neam de snobi și de lași? V-ați gândit cum va fi când dinspre Buridava în jos vor coborî cu săbile încovoiate și cu scuturi rotunde cei ai lui Burebista să-i apere pe cei ai lui Vasile Militaru? Că nu există popor decât într-o geneză continuă. Popoarele fracturate în geneză au născut națiuni ieftine. V-ați gândit că dacă vor coborî către Alutul, spune și romanii ăia, care nu erau chiar romanii cei, vor ridica arcurile să le dea onorul, iar la Cozia Vodă se va ridica, că în sfârșit are ce conduce. Noi nu vedem învierea poporului nostru, de aceea continuăm să trăim ca niște morți. Poeziile de după gratie ne spun că nu există gratie să oprească învierea unui neam. Nu poate nimeni, niciodată, în nicio situație, să oprească învierea unui neam. Acum 2 ani, în plină pandemie, la catedrala mea, la Sibiu, acolo, după ce ne-au controlat, că nu e nimeni în catedrală, n-au inventat ei niște aparate de-astea scumpe, tare, ca izoleta, să fi fost cu izoleta prin catedrală, să vadă care suntem vii și care mor. Noi am ieșit sobor de preoți afară să cântăm troparele învierii împreună cu cântăreții. Stăteam la distanță regulamentară, 2 stâlpi între noi. În fața catedralei, la miezul nopții, o mașină de poliție își făcea datoria. Venise să vadă dacă nu cumva evadează Hristos din mormânt. I-am spus lui nene ala când ne-am întâlnit, nene, te-ai postat greșit. Hristos nu iese pe uși. Hristos iese prin inimi. Și astea nu pot să fie arestate niciodată. Suntem un popor de poeți, ne-a zis nouă domnul Vlahuță. Și a întâlnit și domnul Golbuc, să-i credem. Oare nu mai avem condiții de scris poezii? Oare avem nevoie iarăși de vreo torțiune de undeva ca să reușim să ne întoarcem la cuvintele adevărate de limbă română? Sper că nu. Până când ni se vor naște alți poeți vrednici, vă rog frumos, din când în când, adăstați cu geana pe câte o poezie a celor care au trecut prin învierea temniței ca să ne vestească că a înviat Hristos. E gândul seria acesteia. Vă îmbrățișez și vă mulțumesc frumos. Înainte de a ne despărți, vreau să vă aduc aminte de un singur eveniment care mie mi-a marcat memoria de student. La primul meu drum la IUD,
unul dintre foștii deținuți de la Aiud ne-a povestit că într-un Crăciun, se pare că în 53, după unii 52, erau arestați și apoi la Gherla s-a repetat treaba în 54, când au început seara să bată clopotele de tăcernie, dinspre pușcărie, spre oraș, au început să se audă colindele. Oamenii care ieșeau de la biserică s-au oprit și au început și ei să colinde pe cei din pușcărie. Între ei, gardienii și-au dat căciulile jos. Pentru o clipă, Dumnezeu a trecut prin mijlocul poporului român. Nu există nici o forță omenească capabilă să ne aresteze frumusețea din inimă. Amin și mulțumesc frumos!